O ambulanță a luat foc chiar în curtea Spitalului Județean de Urgență Constanța. Nici pacientul și nici echipajul medical nu erau în mașină. Ambulanța adusese un bolnav la unitatea de primiri urgențe cu puțin timp înainte ca motorul să ia foc. Au intervenit imediat pompierii și flăcările au fost stinse. Autospeciala aparține Serviciului Județean de Urgență Ialomița.